Hei, drăguților, bine ați revenit la mine pe canal! Astăzi o să facem un vlog cu frații Munteanu! Știu că nu am mai postat de mult, dar astăzi o să facem un super clip alături de ei. Și după cum ați văzut în titlu, clipul se numește Cine mă cunoaște cel mai bine dintre Vlad și Cristi Munteanu. Dacă nu știați care este diferența, Vlad, Cristi. I-am îmbrăcat special, glumesc, nu i-am îmbrăcat special. Așa, pierzătorul o să trebuiască să facă o provocare de la mine. De asta nu ne-ai zis. M-am gândit că asta nu era stabilit. Învățăm și sunteți pregătiți? Cred că da. Cine credeți că va câștiga? Cine este gata să facă provocarea? Niciunul. Adică... Nu așa ceva. Dacă le ghicim pe toate, tu faci provocarea. Păi dar n-aveți cum să le ghicim pe toate. Chiar, sau poate chiar mă cunosc băieții atât de bine încât nu știu eu. Haideți să vedem cu prima întrebare. Cea mai ușoară, da? Câți ani am? Bă! Nu, serios. Alexandra, tu ai 25. Zic. 4. Am 24 de ani, fac 25 în decembrie. Yes, am ghicit! A zis bine, am ghicit. Da. Păi da. Facem o echipă. Nu, separat. Un punct, Vlad, yeah. Bravo, Vlad, yay! Următoarea întrebare este, pe ce dată sunt născută? Ce fel de prieteni sunteți voi dacă nu știți pe ce dată sunt născută? Nu știu data de naștere a lui maică mea. Serios? Mamă, serios? Nu mă pricep la date. Vă spun eu, Iori, ei, da, nu. Vă dau un indiciu. Un indiciu. Decembrie. E în decembrie, bine. Dar eu cum ați zis mai devreme? Nu voiam zic aprilie ceva. Ce? Mamă, mă dezamăgit, serios? Deci 25 decembrie. E de Crăciun. 25 decembrie, nu, ziua mea nu e de Crăciun. Am zis 5 decembrie. A, nu. Dați un număr, că acum... 22. Nu. Este pe 12 decembrie. Am fost mai aproape. N-ați primit niciun punct. Băi, ca la triviator sau ca la... Se pune la mai aproape. Aproape ăla câștigă, așa e, așa e. Așa nu trebuie să fie. Băi, Alexandru, nu am nevoie de comentator. 7 zile diferență? Bine mă fie, punctul primește Cristi că a fost și mai aproape. E 1-1 până acum. Egal. Unde ne-am întâlnit noi prima dată? La Arad. În aeroport. Felicitări! În aeroport în București. În aeroport în București am plecat spre Arad. Da. Care este culoarea mea preferată? Asta e ușoară. Mov. Nu. Albastru. Și tu vreau să zic mov. Hei! Albastru. Ai avut o singură variantă? Albastru. Nu. Ai o... Roșu. Nu. Îți spun eu. Roz. Am zis mov. Nu e aceeași culoare. Hai că ca la triviador, ăla mi-a da. Nu mai, nu se mai accepte chestia asta decât la cifre. În rest nu se acceptă. Care este cel mai mare vis al meu? Odată n-ai vorbit despre asta cu noi, adică de unde ai trebuit să știu? Trebuie să vă gândiți pe ce vă ce prieteni sunteți voi dacă nu ghiciți visul, adică, what the fuck? Ce mai mare vis al tău? E legat de carieră? Da, de carieră. E să fie o dansatoare profesionistă. E să fie un make-up artist profesionist. Băga mea! Vreau să vă anunț că Bogdan fană filmează și ne editează și clipul, deci el o să pună... Următoarea întrebare! Care este mașina mea preferată, trebuie să fiți? Trabant, glumesc, stai. Vezi că primul... Încerc să mă gândesc. Mașina ta preferată. Cum le zice la mașină de la micuțe? Nu este o mașină hatchback. Băi, nu hatchback. Păi hatchback, nu zici la formă de mașină. Tesla. Habar nu. Nu, merg. Zi. Mercedes A45. AMG. Nu ghiceam niciodată. Dar oricum și Tesla era pe lista mea de dorințe, doar că nu am cum să vă pun pentru că mașina mea preferată singură este asta. Îmi pare rău. Nici unul primește punct. Când am postat ultima dată pe YouTube? Acum o lună. Nu. Acum 2. Nu, acum 3 luni. Dar Cristi este cel mai aproape de... Care este jocul meu preferat? Asta e ușoar. CSGO. Greșit. Vă așteptam la Sims. Sims! Exact! Băi, ai mult mai multe ori în CS, sunt 100% sigur. Te-ai jucat, mă? Băi, că nu contează, adică nu te joci... Nu te joci un joc care îți place? Ba, mă joc un joc care îmi place, dar preferatul meu
iubesc simțul, trebuie și mie faci simț. Bravo! Și înainte mă jucam singlă, în caz că sunteți mai vechi și... Mai fiind doi fani aici și eu. Bine, următoarea întrebare. Care este sursa mea de inspirație? Te uiți pe YouTube, pur și simplu, îți vine de aici. Este o persoană. Colo? Da! Nice! Bine, Cristi, ai început să pui punctul pe ei. Care este animalul meu preferat? Câine. Perfect, am definit punct. Care este numărul meu norocos? 7. Nu. 69. Nu, este 12. De unde? Aia 12, de unde până unde 12? Ziua mea de naștere aici pe 12. Chiar așa, mă? 12, 7, 13, 5. Ultima întrebare. Ultima. Da, pentru că normal ar trebui să fie. Valorează 10 minute. Când m-am apucat de YouTube? Acum 2 ani. Acum un an. Acum jumătate de ani. Yeah. Acum. Acum. Asta e primul clip. Nu, deci se poate așa ceva. Acum un an. Acum doi ani. Acum un an făceam challenge-ul ăla cu baloane, cu Alexandru, dacă mă înșel. Doi ani. A zis deja Cristi. Trei ani. Mă, plin de păr. Doi ani și jumătate. Nu știu exact care a fost mai aproape, dar oricum a zis prea mult. Încearcă să mai vizinzi cu o întrebare, nu cu o întrebare. Da, o întrebare. Pe care ar trebui să o știm. Care este persoana mea preferată la care mă uit de fiecare dată legată de make-up? Nicki, aia. Nu? James Charles. James Charles. Da, a zis înainte. James Charles, lopez ăla, vreau să zic să... Hei, stai aici, pierzătorule! Așadar, m-am gândit la o provocare și provocarea este ca Cristi să mă posteze la el pe Instagram foarte serios, la modul foarte serios, fără niciun zâmbet nimic și să zică mentorul meu în viață este Alexandra Angel și să-mi dea tac, bă, dar fără să râdă, adică să lumea să-l ia în serios. Și chiar sunt curioasă să vedem ce comentarii primește, adică... Ok. Am un anunț foarte important să vă spun. Mentorul meu în viață este Alexandra Angel. Da. Mamă, deci mor. Sunt curioasă ce comentarii. Nu se vede deloc forțat. No, nu. Este entuziasmat 100%. Păi mi-a zis eu serios, fără să râzi. Păi bine, dar nu că nu te ia lumea serios. Tocmai asta era ideea. Păi eram foarte serios. Mi-a luat fața de om serios. A zis fața lumea. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați să dați un like, să ne dați un follow pe Instagram. Fiecare o să apară aici. Mână tu, Cristian, vă rog frumos. Și mână tu, Vlad, da. Și mie, Alecrina, nu uitați să ne dați un follow și pe TikTok. Toată lumea are TikTok, o să facem și noi unul curând. Și vă mulțumim frumos că v-ați uitat. Lăsați-ne în comentarii ce alte clipuri vreți să mai fac cu băieții, pentru că ei se mută la București.